În conformitate cu dispoziția articolului 133 al meatului 1, articolul 134 al meatului 1, litera A, articolul 196 al meatului 1, litera B, din nou G 57/2019 din codul administrativ, și are dispoziție numărul 119 din 31/5/2023, a fost impusă participarea la ședința ordinară de astăzi. Din cei 11 consilieri votați, putem să începem ședința. Având în vedere prevederea articolului 38 alineatul 15 din codul administrativ, supun și aprobare pe șoferul VAR în cadrul ședința anterioară. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Deci, procedura a fost adoptată în unanimitate votul. Dau cuvântul domnului președinte, ședința să fie conducerea domnului. Mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru că vă conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citirea votului de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor SECE compania de presele S.A. conform raportului expertului în comunicare de analiz Bacău, de către operatorurile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 605/2015. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisii care avizează cele trei comisii. Avem raportul de adresa numărul 10/18/2023 a Asociației de Dezvoltare Locală și Regională a Măinești și înregistrată la OATA de ansul numărul 3311 din 19/05/2023. La diverse. Mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCR numărul 23 din 27.03.2023, privind aprobarea completării HCR numărul 19 din 13.03.2023, cu modificarea caracteristicilor principale ale indicatorilor economice aferenți obiectivelor de investiții, reabilitare și modernizare pod în comună Ardeva, județul Bacău, conform PT numărul 2, pe 30 din 2023 și anexei 2D. Inițiator primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Avizează cele trei comisii. Supun spre aprobare ordine de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tarifelor SECE compania RPSS-a conform raportului expertului portat de către Adis Bacău, de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău. Avize Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Pătrar Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Raț Andrei. Aviz favorabil. S-a discutat în ședința de comisii. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCR numărul 23 din 27/03/2023, privind aprobarea completării HCR numărul 19 din 13/03/2023, cu modificările caracteristicilor principale ale indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare podului mare de la județul Bacău, conform pe numărul 2/30/2023 și anexei 2.2.D. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Pădurar. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Raț Andrei. Aviz favorabil. S-a discutat în ședința de comisii. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, adresa numărul 10/18/05/2023, a Asociației de Dezvoltare Locală și Regională Măinești și licitată la OATA Ardelan sub numărul 3311/2023. Dacă mai e
Da, s-a discutat și privire la adresa aceasta. Divers. Dacă cineva se înscrie la cuvânt. Pentru punctul divers. Da, domnul consilier Popa. Da, mulțumesc, domnul președinte. Două aspecte ar fi. Am mai discutat într-o ședință de rog pe luna martie despre podietul sau tubul de la Pârâul Frasin. A spus atunci că putem schimba, este 3 metri și subdimensionat și a zis schimbat. E schimbat? Foarte bine, mulțumesc. Și doi, comercianții și ambulanți de pe stradă au autorizații, plătesc taxe, cât, ce taxe plătesc pe zi? Da. Cât, ce sumă au pe zi? Cât s-au plătesc? Autorizat, nu știu, 15, 23, nu știu. 15 lei pe zi. Da. Deci nu, nu da, e o sumă, da, totuși e cam mică, 15 lei pe zi. Păi suma aprobată de consilierul local. Deci nu... Dar nu a mai fost discuția anul trecut pe tema asta, rămânea să o discutăm într-o ședință de consiliu. Da, nu e nicio dragoste cu ei. Da. Știm, dar plătești unul și bun în 3 locuri, 3-4 locuri. Nu, 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 nu. Fiind la toți la ei, a spus la ta. Nu, eu i-am verificat, au atestate, au certificat, au tot ce este. Da. M-a făcut că nu sunt. Păi de unde? N-au un cartof noi. Da, dar dacă au da, n-au scos cartof, să nu cine ești. Nu câștigă. Nu câștigă. Da, nu trebuia să punem niște sume. Noi le-am adus la proștii. Că s-a dus la mine doar ca niște sume, dacă tot vânt. Da, dar e curtul și fie? Da, magazin. Trebuie să avem în vedere lucrul ăsta. E curt, în loc să desfaci activitatea fie. Ai văzut și? Da, să mai vreau să vând pe da. Da. Mulțumesc, domnule. Dacă mai cineva, dacă mai avea cineva să ia cuvântul. Fiind depozitate toate problemele la ordine de zi, declar închisă lucrările ședinței.